Bună ziua, bine ați venit la Esențial. Astăzi avem o ediție specială de aici, de la Forumul Franco-Român, prezența franceză în România. Suntem, să zicem, alături de câțiva invitați care au fost în panelurile de dimineață și o să discutăm, sigur, și despre investițiile franceze în România și nu numai, dar o să discutăm și despre felul în care economia românească are un cuvânt de spus în continuare în Uniunea Europeană. Împreună cu noi astăzi, la Esențial, sunt domnul Răzvan Butucaru, este partener lider servicii financiare și consultanță la Mazar România. Bună ziua, bine ați venit la RFI. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Alături de noi este și domnul Costin Borc, este director Europa Centrală și Africa pentru grupul SNEF. Bună ziua, Costin Borc, vă mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și împreună cu noi este și domnul Radu Țoncu, este director de marketing la Cluster Power. Bună ziua, domnule Țoncu, vă mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru invitație. V-aș ruga să începem mai întâi prin a spune câteva lucruri legate atât de forum, cât și de compania pe care o reprezentați și, sigur, pentru că o să-l invit mai întâi de toate pe domnul Răzvan Butucaru, să ne facă și o scurtă radiografie a prezentării de astăzi a situației investițiilor în România. Mulțumesc, da. Forumul are ca scop a aduce aproape atât firmele private cât și cele publice în a avea o discuție referitoare la strategia pentru perioada următoare, arele de interes și evident pentru a încerca să găsim strategii comune. Mazar în România este una din firmele care asistă foarte mult în zona de fuziuni și achiziții, atât în zona de buy side, cum o numim noi, cât și în zona de sell side, adică atât asistând cumpărătorii care vor să găsească companii în România, cât și a companiilor românești care vor să-și găsească investitori. De asemenea, noi facem un studiu la nivel de Europei Centrale și de Est în fiecare an, în care surprindem această dinamică a pieței de fuziuni și achiziții, care în ultima perioadă de timp a fost un mijloc, spunem noi, printre principalele strategii de a investi în această zonă. Astfel, piața de fuziuni și achiziții, așa cum am estimat-o noi pe baza acestui studiu împreună cu Merger Market, se ridică undeva la 39 de miliarde, peste 39 de miliarde de euro în 2022, un nivel ridicat, unul din cele mai ridicate nivele din ultimele 5-6 ani. Ușoară în scădere față de anul 2021, care a fost considerat un an excepțional din punct de vedere al fuziunilor și achizițiilor. România este bine plasată în acest context. Interesul investitorilor pentru România a crescut în ultima perioadă de timp. Piața de fuziuni și achiziții în 2022 a crescut cu 17%, conform cu estimările noastre. Dacă e să discutăm ca loc în piețele din Europa Centrală și de Est, România a fost ca piață, s-a situat ca volum al tranzacțiilor pe locul 4, după Polonia, Austria și Cehia, și pe locul 5 ca valoare. Iar ca interes al investitorilor din afara Europei Centrale și de Est, am fost pe locul 3, după Austria și Polonia. Niște cifre foarte frumoase. O să vă rog la următoarea intervenție să intrăm poate în amănuntul acestui studiu, să vedem domeniile care au fost de interes și sigur să avem și o privire, o prognoză de viitor, dacă există, sigur. Costin Borca, o să vă rog mai întâi de toate să ne spuneți la câtelea forum ați participat. Glumesc, desigur, să ați fost participat la multe astfel de forumuri și câteva, care e impresia de astăzi și câteva lucruri legate de compania, de grupul SNEF. Deci, în primul rând, trebuie să spun și probabil că totdeauna spunem așa de ultimul forum la care suntem prezenți, este foarte bine organizat și cu o prezență de marcă, adică calitatea intervenienților este de excepție, a fost deschis de primul ministru al României în prezența ministrului delegat pentru investiții străine, domnul Olivier Becht. Deci forumul de astăzi este într-adevăr un forum de excepție. Pe măsură ce trec anii, forumul e din ce în ce mai bine pregătit și din ce în ce mai reprezentativ. Grupul SNEF pe care reprezint și unde conduc operațiunile din Europa Centrală și de răsărit și cele din Africa ale grupului nostru, este un ETI, o întreprindere de talie intermediară pe modelul francez, o întreprindere de familie din Marsilia,
Sunt un grup de ingineri. Un grup de ingineri, electricieni, automatiști, roboticieni, IT-iști, care lucrează în industrie. Noi servim clienți industriali și servim clienți industriali în piețele în care, în piețele în care stăm. E un grup foarte simplu, care lucrează foarte mult pe noțiunea de proximitate și de cunoaștere, și de cunoaștere a clientului. În, în regiunea noastră suntem prezenți în Ucraina, în Polonia, în Slovacia și în România. În România, cifra noastră de afaceri a atins la sfârșitul anului 2022 160 de milioane de, de euro, cu câteva firme, câteva firme fanion, cum este IMSAT în inginerie, cum este Brinelu în IT, sau Comoserv în ce înseamnă servicii pentru, pentru firme din oil, din oil and gas. Zona este, zona Europei Centrale este o zonă importantă pentru noi. Este o zonă care a crescut odată cu cum să spun, odată cu dezvoltarea resursei umane din din zonă. Și aici știu că poate unii o să spună, da, cum, noi am avut ingineri buni dintotdeauna. E adevărat, dar cred că diferența dintre, dintre ingineria de astăzi și ingineria de acum 25 de ani este, nu, sigur, în primul rând legată de o cu totul și cu totul altă tehnologie, adică lucrăm cu, cu totul și cu totul alte tehnologii, dar este și legată de o cunoaștere a fenomenului economic din spatele ingineriei. Înainte, și spun ca unul care, care am terminat Politehnica Bucureșteană în 1989, ne uitam la soluția tehnică. Soluția tehnică era rege, nu? Asta era și cea mai bună soluție tehnică, era pentru noi totdeauna cea mai bună soluție. Astăzi ne uităm la care e soluția tehnică care răspunde cel mai bine necesităților clientului și posibilităților clientului. Mulțumesc, mulțumesc, Costin Borc. Aceeași întrebare sau din aceeași familie, Radu Țoncu, ați fost în panelul de dimineață, ați vorbit despre energie verde. Cluster Power are preocupări în acest sens. Vă rog, spuneți-ne câteva lucruri legate de companie și de ceea ce faceți. Cluster Power este o combinație de dezvoltare, construire și operare de centre de date și de servicii de cloud în aceste centre de date și producerea de energie, energie verde. Am căutat să profităm de două tendințe majore care acum sunt în piață și modifică modul în care societatea, business-urile, modul în care interacționăm se transformă. Vorbim de partea de digitalizare și o vedem în toată Europa, o vedem la nivel mondial, România fiind un pic în, înapoi a trendului, dar recuperând rapid. Și vedem tranziția verde. Vedem că tot mai puțin, tot mai multă lume o să se ducă în zona de surse regenerabile, energie eoliană solară, hidrogen, care este următorul pas. Și noi, combinând aceste două competențe pe care le avem în, în companie, zona de tehnologie și zona de energie, am decis să integrăm pe verticala acestea, să le integrăm și să oferim în piață un serviciu end-to-end, prin care companiile din România, din regiune, din toată Europa să poată beneficia de tehnologie de vârf într-un mediu sigur, scalabil și la niște prețuri competitive. Și continuă aici ce spunea domnul Borc. Avem componenta umană. Există ingineri în România și asta se vede foarte bine în dezvoltarea comunității de startup-uri, în dezvoltarea companiilor de outsourcing, în crearea de comunități, inclusiv de VC-uri care vin să capitalizeze aceste business-uri. Și venim noi cu o componentă de infrastructură. Acestea două puse împreună vor ajuta România să devină un pol foarte important pentru dezvoltarea industriei IT&C în România, pentru regiune și, de ce nu, ca o alternativă la regiunea tradițională pentru data centere, Frankfurt, Amsterdam, Londra, Paris și Dublin. Cluster Power, ca să, pentru ascultătorii noștri, este o companie franceză sau românească sau și? Cluster Power este o companie românească, investitorii români. Gândim la dimensiune mare. Este cea mai mare investiție în infrastructură critică de data centere din România. Am investit până acum 60 de milioane în primul nostru parc tehnologic din Mischi.
Am început dezvoltarea celui de-al doilea parc tehnologic și vrem să devenim cel mai mare jucător regional. Bun, ne întoarcem la investiții și am să vă rog, Răzvan Butucaru, poate să continuăm poate câteva lucruri, să ne spuneți câteva lucruri legate de studiul pe care l-ați făcut la nivelul Europei Centrale și de Est. Sunt domenii favorite, sunt domenii, să le numim așa, de viitor. Iată, am vorbit despre energia verde, am vorbit despre ingineria tehnologică, cum să o numim, așa cum spunea domnul Costin Borc. Ce vă spune studiul? Cred că am atins subiectele principale cu Radu și cu Costin. Studiul nostru confirmă că la nivelul Europei Centrale și de Est, preferințele investitorilor s-au dus către sectorul tehnologic și digital, către cel industrial și către cel energetic. Dacă vorbim de volumul tranzacțiilor, ordinea se menține. Dacă vorbim de o valoare a tranzacțiilor, sectorul energetic se află pe primul loc, cu peste 14 miliarde de euro estimați investiții în 2022, la distanță destul de mare de sectorul IT, de exemplu, unde se situează în jur de 4 miliarde. Cumva explicabil, pentru că targeturile sau companiile din domeniul IT, la fel cum zicea și Radu, sunt la anumite dimensiuni, multe sunt la început, sunt în dezvoltare, pe când cele energetice sunt deja, multe dintre ele sunt targetul companii foarte mari și cu capitalizare mare. Tendința se menține și în România, unde avem anul trecut 4 din cele 6 cele mai mari tranzacții din România au fost în domeniul energetic și 3 dintre ele au fost în domeniul, au presupus active din domeniul energiei verzi, un alt domeniu pe care l-am amintit și Radu că e o are de dezvoltare. Mai avem și alte sectoare, cum ar fi cel logistic și de transport, cel al construcțiilor, cel medical. Sunt sectoare care au performat bine în zona de fuziuni și achiziții și au fost de interes pentru investitori. Și, la fel cum ziceam și în cadrul panelului, cel al infrastructurii devine acum destul de strategic, având în vedere și investițiile care se anunță prin programul PNRR. Iar ca investitori, cei mai mari investitori în regiunea Europa Centrală și de Est ar fi Statele Unite, Germania, Marea Britanie și Franța, iar în România, conform estimărilor noastre, în ultimii 3 ani, cei mai mari investitori au fost cei francezi, urmați de cei germani în ceea ce privește fuziune și achiziții, ca volum al tranzacțiilor. Ca valoare, avem și investitori din alte regiuni, cum ar fi, de exemplu, Australia sau Cipru. Bun, sigur, o să ne întoarcem la analiză. Vreau să rog pe domnul Costin Borc să ne spună acum, este vechea întrebare, de 30 de ani cel puțin o adresăm această întrebare, și anume ce caută investitorii, ce își doresc să găsească într-o țară, precum, nu știu, sau într-o zonă, într-o țară precum România sau într-o zonă precum Europa Centrală și de Est. Cred că lucrurile s-au schimbat, nu, față de acum 25 de ani, 30 de ani, din acest punct de vedere, și dacă vreți să redați așa câteva repere. Sigur că da, lucrurile cred că s-au schimbat, dacă acum, poate nu 20, dar poate 25 de ani, eram într-o perioadă de descoperire a vestului sălbatic, unde aveai mulți aventurieri, mulți cowboy. Acum suntem totuși într-o zonă mult mai așezată, instituționalizată, cu fonduri de investiții, cu firme mari care merg în procese de fuziuni și achiziții, cu startup-uri de foarte bună calitate, tehnologică, startup-uri inovatoare și așa mai departe. Deci e o altă lume. Pe de altă parte, cred că ce își dorește orice investitor este să poată să-și dezvolte business-ul. Să poată să găsească în România acel loc care îl ajută să crească business-ul mai bine ca în alte părți. Și aici câteodată uităm că și trăim câteodată cu o mică atmosferă triumfalistă. România e extraordinar. Este un Eldorado pentru investitori. Și uităm că hai să presupunem un pic prin absurd că ar fi adevărat, nu e. E un loc unde e bine să investești, dar nu e chiar așa un paradis. Dar în același timp, chiar dacă ar fi un paradis, ești în concurență cu alte locuri care pot să fie cu alte paradisuri. Exact. Terestre sau cerești. Deci asta e în primul rând. În primul rând, ce își dorește toată lumea este un cadru legal stabil, un cadru reglementar stabil, când mă refer la cadru
cadrul reglementar, nu mă refer numai la partea legată de primii pași a investiției, ci, cum să spun, de la protecția muncii până la, nu știu, inspecția de mediu. Adică, oamenii își doresc un cadru în care să știi că poți să operezi corect, în care să știi că regulile care se aplică sunt aceleași pentru toți și, ideal, regulile care erau când ai venit și când ți-ai făcut un business plan ca să poți arăți că investiția în România este o investiție de succes, rămân aceleași. În cazul în care lucrurile astea nu se întâmplă, nu e întotdeauna o dramă. Dar ceea ce iarăși câteodată nu se înțelege la nivelul administrației românești este că dacă vrem să schimbăm ceva, măcar să dăm o vizibilitate asupra acestor schimbări. Deci să spunem, vrem să mărim nu știu ce taxe cu atâta la sută anul viitor, cu atâta la sută în 2025, cu atâta la sută în 2026, în așa fel încât investitorii să poată să-și facă un plan. Dacă astăzi avem o discuție că de mâine se va pune ceva în practică care de fapt este aplicabil de la 1 ianuarie, ne face pe toți investitorii să ezite în a veni în România. Își dorește de asemenea, orice investitor își dorește să găsească o resursă umană de calitate, să găsească o infrastructură bună. Și nu în ultimul rând, cred că și asta este important, un mediu de securitate, un mediu în care să te simți în siguranță, și un mediu în care să vii cu plăcere. De acord. Doar o completare, pentru că o să mai rămânem poate câteva minute pe această temă, dar v-aș ruga să facem apel inevitabil, domnule Borg, și la experiența dumneavoastră din zona de administrație. Cred că este o experiență benefică, evident. Și atunci spuneți-ne dacă administrația privește lucrurile așa cum le-ați descris dumneavoastră mai devreme, adică dacă înțelege aceste lucruri, sau poate nu e bine să generalizăm, poate o parte a administrației sau poate anumiți funcționari din zona de administrație se mișcă mai lent sau mai repede. Nu știu, care este percepția dumneavoastră? Eu cred că cea mai mare parte a administrației percepe aceste lucruri care ar trebui făcute. Trăim însă din nefericire, pentru că așa este sistemul democratic, trăim în niște cicluri electorale în care partidele își fac o propagandă care nu totdeauna seamănă ce s-a promis înainte de alegeri cu ceea ce se pune în practică după alegeri, și asta sigur că ne dumerește foarte multă lume. Suntem iarăși din diverse motive, unele care țin de istoria dezvoltării noastre, cu o administrație profund politizată. Oamenii vin și pleacă cu diverse partide sau, și mai rău, cu diverse guverne, chiar dacă ele aparțin acelui partid, și atunci schimbările de opinie sunt destul de dese, și asta înseamnă că cei din administrație care răspund unor directori numiți politic sunt derutați, pentru că ei nu au o vizibilitate pe 4 ani, pe 8 ani asupra viziunii din acel minister sau din acea agenție. Încă un lucru pe care l-am spus în forum și care e valabil pentru societățile mari: cu cât societățile sunt mai mari, cu atât ele devin mai complexe, și cu cât devin mai complexe, cu atât sunt mai mulți oameni care încearcă să justifice existența lor acolo prin a inventa tot felul de lucruri cu scuza de a îmbunătăți activitatea companiei. La fel se întâmplă și în administrație. Cu cât avem mai multe agenții, cu cât avem mai multe locuri în care există un input, cu atâta oamenii doresc să-și păzească postul și inventează tot felul de lucruri. Din păcate. Da. Și o percepție de la dumneavoastră v-aș ruga, domnule Țoncu, vis-a-vis de aceste opțiuni pe care le au investitorii. Așa cum spuneați, este o companie românească, ne bucurăm că este aici, că se dezvoltă. Dacă doriți să vă referiți și la relația cu administrația locală sau centrală, vă rugăm. Eu vin dintr-o zonă de business tehnologic și sunt un pic mai optimist decât antevorbitorii mei.
Văd tehnologia fiind tot mai prezentă în diverse locuri, de la administrație centrală, locală, business-uri și așa mai departe. România, ca să fie competitivă și să se păstreze competitivă, trebuie să se adapteze la trendurile macroeconomice mondiale. Și atunci, inteligența artificială, tehnologia digitală, automatizarea proceselor, deciziile de business luate pe baza datelor, vor trebui implementate și în România, la toate nivelurile. Și atunci, vrem nu vrem, tendințele ne vor împinge înainte. Acum, România este într-o zonă bună, dar avem componenta umană, cum spuneam, istoric, Politehnica, institutele politehnice au avut o istorie mare din vechim care s-a propagat. Am avut multinaționale care au devenit la un moment dat școli de business, care au dus la crearea unui număr de experți care mai departe au început să-și creeze propriile business-uri. Așa au luat naștere niște unicorni în România, nu? Cu o școală făcută în Politehnică și școală făcută în multinațională. Și lucrurile astea se accelerează pentru că vedem comunități de business, comunități de cercetători, comunități de IT care au acces la resurse, au acces la competențe și dezvoltă local soluții care mai departe devin soluții de succes internațional. Cum spuneau și antevorbitorii mei, e nevoie de un mediu stabil, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de suport și suportul poate să vină de la nivelul autorităților, la nivelul business-urilor și al comunităților care se creează în jurul diferitelor tipuri de afaceri. Am văzut-o și în cadrul acestui forum. Oameni care au venit din toate părțile, și guvernamental, și autorități locale, și mediul de business, și investițional, și consultanță. Există o emulație în jurul ideii de ok, hai să evoluăm societatea românească în particular și overall europeană în ansamblul ei și să creștem performanța economiilor noastre, pentru că da, cum spunea domnul Borg, România și Europa pot fi un paradis investițional, dar ne batem cu Asia, ne batem cu Statele Unite și există elemente de competitivitate, inclusiv în zona tehnologică, unde trebuie să performăm. AI-ul este unul dintre aceste domenii. Da, vorbim despre AI, o să vorbim și mult timp de acum încolo. Să reamintim doar că suntem la Esențial împreună cu invitații de astăzi de aici, de la Forumul Franco-Român, cu prezența franceză în România, împreună cu domnul Răzvan Botucaru, partener, lider, servicii financiare și consultanță la Mazars România, cu domnul Costin Borg, este director Europa Centrală și Africa pentru grupul SNEF, și cu domnul Radu Țoncu, este director de marketing la Cluster Power. Mă întorc la Răzvan Botucaru. Domnule Botucaru, dacă ar fi să tragem o concluzie pe tema aceasta a investițiilor, România are șanse să rămână atractivă pentru investitori. Ce vă spun analizele pe care și studiile dumneavoastră? Și în ce condiții, evident? Da, conform estimărilor care le avem pe primul trimestru din 2023 și chiar până în Q2 2023, România se menține în topul preferințelor investitorilor. Astfel că, ca număr de tranzacții, cred că a depășit nivelul tranzacțiilor din anul 2022 și la fel ca și valoare, datorită unei tranzacții foarte mari în domeniul energetic. Ne menținem în preferințele investitorilor. România beneficiază de o piață a forței de muncă calificată și cu un nivel rezonabil de eficiență. Avem un venit mediu pe locuitor în creștere, fapt care a fost amintit și în cadrul forumului, și acest lucru creează o piață de desfacere în creștere și în diversificare, care ajută foarte mult investitorii. Avem o coordonare la nivelul instituțiilor publice și private, la nivel în continuă îmbunătățire, să o numim. Sunt evenimente, cum a fost și acesta, sunt discuții care se poartă și care toate converg spre ideea de a eficientiza mai bine procesele fiscale, procesele legate de administrațiile publice, discuții care duc în a susține investitorii privați.
Există și fonduri care sunt disponibile pentru România prin programul PNRR, care la fel dau încredere investitorilor că anumite domenii strategice, digitalizarea, infrastructura, economia verde, vor fi pe agenda publică. Și atunci, împreună cu orientarea clară a României către Europa, ajută foarte mult investitorii însă a orienta către România. Evident, depinde de noi toți cum vom beneficia de acest context, cum vom ști să îl aplicăm într-un mod practic și să susținem fiecare dintre noi, nu numai statul, ci chiar fiecare dintre noi, acest efort în a menține România în primele poziții și chiar o duce pe primul loc în topul investitorilor. Bun, păi atunci vă propun să trecem așa foarte câteva minute și pentru o zonă de concluzii cu o privire spre viitor și am să rog pe Costin Borg să ne vorbească despre ceea ce vedem cu toții, este o paradigma schimbării care se duce pe diverse paliere și sub diverse forme. Și atunci întrebarea sigur este cum rezistăm și cum rezistați dumneavoastră ca investitori într-o zonă de schimbare? Care sunt reperele pe care fixe, eventual, pe care le luați, dacă mai putem vorbi despre repere fixe? Într-adevăr, toată economia se schimbă. Economia europeană e într-o profundă schimbare care are, mă rog, mai multe cauze. Este schimbarea unui întreg mod logistic care a fost indusă de criza COVID. Este schimbarea modului de a vedea resursa energetică datorită tranziției verzi, dar care este accelerată de războiul din Ucraina. Deci de lipsa accesului la resursa energetică din Rusia, și care e un lucru care, indiferent de soarta războiului, cred că Europa a înțeles că va trebui să fie independentă energetic. Ce nu se schimbă? Cred că nu se schimbă în orizontul nostru destul de strâmt industrial. Europa are în continuare o sumedenie de campioni industriali, rămâne un hub de cercetare, încearcă să construiască și să rămână în vârful piramidei, chiar dacă, să spunem, în fața unor jucători americani sau din Asia sau chiar și din Orientul Mijlociu, e din ce în ce mai greu, dar încearcă să țină pasul tehnologic. Deci România e un jucător mic în toată această economie globală. În același timp însă avem niște resurse umane de vârf, avem o posibilitate de a ne dezvolta probabil mai repede decât alte țări din Europa, așa cum a și fost, cum s-a și spus puțin mai devreme în timpul forumului. Deci România ar putea să fie în stare să păstreze o creștere accelerată, o creștere mai puternică decât creșterea europeană pentru următorii ani, cu condiția, eu cred că sunt câteva condiții, să păstreze și să crească resursa umană, totul să învârte în jur. Și când vorbesc de resursă umană, nu vorbesc numai de resursă umană de vârf, dar și de forță de muncă calificată, deci să păstreze asta, să analizeze într-un mod mai puțin triumfalist și mai puțin populist avantajele și dezavantajele pe care le avem în fața celorlalți. Radu Țoncu, vă rog, undeva același tip de întrebare cu un pic cu o privire spre viitor. Cum faceți sau cum gândiți dezvoltarea până la urmă și a companiei, dar și cum vedeți dezvoltarea, hai să spunem, sistemului românesc, vorbim despre digitalizare, încercăm să facem digitalizare, pașii după unii sunt prea lenți, după alții sunt într-o viteză care poate crește. Cum vedeți dumneavoastră acest ecosistem, să-l numesc așa? Zona de digitalizare, într-adevăr, în România este un pic în urmă, 14% parcă
era media utilizării de tehnologii digitale față de media europeană de 41%. Dar ecartul acesta se micșorează destul de repede și asta se datorează faptului, pe de-o parte, că există multe programe de digitalizare la nivel administrativ, dar și la nivel de companii. Vin generații noi care s-au trezit, s-au născut cu computerul, cu telefonul în mână și generațiile astea au cu tot o altă perspectivă în a utiliza informația digitală. Procesele de automatizare de care vorbeam un pic mai devreme, utilizarea AI-ului, algoritmii care încep nu să înlocuiască, ci să ajute oamenii și să devină mult mai performanți decât erau înainte, toate astea sunt niște tendințe care nu pot fi oprite și România, dacă vrea să fie parte din satul digital global, va trebui să fie acolo. Din fericire avem resurse, noi suntem un exponent al acestei tehnologizări, construim infrastructură de vârf în România, care să democratizeze, dacă vreți, accesul la astfel de tehnologii, pentru toate companiile din România, indiferent că sunt mici sau mari. O altă componentă este cea în care ajutăm investitorii care vin spre România să găsească local infrastructură poate chiar mai performantă decât țările din care provin. Și atunci ei se pot dezvolta în regiuni de interes, iar România este, o să fac o paranteză, România este la granița de est a Europei, a NATO, în curând Schengen, în curând OECD, dar suntem cu toate umbrelele astea deasupra. Aici, în regiunea asta, odată ce războiul din Ucraina se va finaliza, vor fi foarte mulți bani de investit. Și România are un loc, alături de Polonia, are un loc foarte bun în a ajuta la gestionarea acestor bani de reconstrucție în Ucraina, dar și a oferi infrastructură din România pentru această reconstrucție, păstrând securitatea despre care vorbeam. Și atunci, revenind, aducem tehnologie de vârf, o punem la dispoziția companiilor din România, o punem la dispoziția companiilor care vin din afară și vor să se dezvolte în regiune. Suntem la mijloc, dacă vreți, între companiile din Europa de Est care vin spre Est, companiile din Est care vor să meargă spre Europa de Vest și companii care vor să meargă spre Middle East. Că și acolo este un loc în care foarte multe companii de tehnologie în special se dezvoltă. Cred că peisajul e complet. Aș mai avea doar o întrebare, sigur, curiozitate jurnalistică. Spuneți-mi dacă câți angajați sau colaboratori sau angajați plus colaboratori aveți în acest moment pentru companie, dacă toți sunt români, dacă lucrează hibrid sau dacă lucrează dintr-un birou, înțeleg că aveți un birou în România, în județul Dolj, nu? Chiar în județul Dolj, în localitatea Mischi, acolo este primul campus pe care l-am construit. E cel mai mare campus de tehnologie digitală din Europa de Est. El este proiectat la o capacitate de 200 de megawatts, așa ca o diferență de dimensiune. Toate data center-urile din România acumulate au o capacitate de aproximativ 20 de megawatts. Deci noi vrem să gândim mare pentru companii mari care vin să se dezvolte și să folosească infrastructură din România pentru a se dezvolta în regiune. Noi suntem o companie cu viziune de multinațională, cu abordare de startup. Suntem ca echipă core în jur de 30 de oameni. Sediul nostru central este în Mischi, acolo avem data center-ul și avem birou și în București, dar coordonăm o echipă de vreo câteva sute de oameni din partenerii cu care colaborăm și întreținem tot acest ecosistem. Mulțumesc. Doar scurtă concluzie, o să-l mai rog pe domnul Butucaru și apoi să închidem cu domnul Costin Borc. Răzvan Butucaru, am vorbit mult despre analiza și studiul pe care l-ați realizat. Costin Borc vorbea mai devreme despre predictibilitatea legislației fiscale. Spuneți-ne, vă rog, câteva repere la final și legate de acest lucru, de acest domeniu. Cred că am avut mai multă, poate, predictibilitate în ultimii ani, dar totdeauna e loc de mai bine, nu? Așa este, e loc de mai bine. Componenta fiscală e importantă pentru orice investitor.
Și aici am aliniat și cel antevorbitorul meu, vorbim despre predictibilitate și predictibilitate atât la nivelul legislației, cât și la modul cum este implementată în teritoriul, să-i spunem, de diversele administrații, modul cum se aplică în cadrul discuțiilor sau modul cum sunt impactate efectiv companiile ca urmare a acestor legislații. Iar un alt aspect important al mediului fiscal ar fi digitalizarea și eficientizarea acestuia, pentru ca toate procesele și metodele de colectare atât a taxelor cât și a datelor și a formularelor necesare să fie cât mai eficiente, să ia cât mai puțin timp din cel dedicat business-ului, să-i spunem, și evident să fie până la urmă un grad de colectare mai ridicat și să fie un element de încurajare poate ca investitorilor și nu un semn de întrebare dacă să investim sau nu în România. Oricum, ca partener care am asistat la multe tranzacții în ultimii ani, observ un trend bun, ascendent, pozitiv, eu sunt încrezător în capacitatea României de a atrage noi investitori și sper să continuăm pe acest parcurs. Mulțumesc, v-aș ruga, Costin Porc, acum câteva cuvinte de concluzii. Ați vorbit de-a lungul acestei emisiuni și despre lucrurile bune și despre unele iluzii în care mai trăim, dacă le pot numi așa, și atunci trageți un pic concluzia realistă, poate îndemnând nu la un tip de abordare pragmatică, aș numi eu, pentru și pentru administrație și probabil și pentru investitori, evident. Eu zic că realist nu poți să nu remarci creșterea și dezvoltarea enormă a României din 1989 până acum. Cred că ascultătorii dumneavoastră, cei mai în vârstă ar trebui să-și aducă aminte, cei mai tineri ar trebui să știe. În decembrie 1989 în România nu exista niciun business privat. Nimic. Deci față de restul Europei noi eram mult, mult în urmă. Deci unde suntem astăzi este o dezvoltare senzațională dacă te gândești la orizontul acestor 30 de ani. Deci nu poți să fii decât optimist uitându-te înainte. Cred că administrația ar face foarte bine să asculte puțin mai mult la ceea ce spune mediul privat. Mediul privat este cel care dă dinamism și cel care susține economia românească. Ar trebui sigur să fie în stare administrația și sunt suficient de mulți oameni acolo care să fie în stare să deceleze între interesul privat și interesul public al investitorilor privați, să ia doar partea interesului general și pe acesta să-l implementeze, să-l pună în operă. Și mai cred că administrația, sigur, ne îndreptăm cu pași repede spre un an electoral 2024, un an complicat cu foarte multe alegeri, dar cred că ar trebui să dea un pic populismul la o parte, să înțeleagă că rezolvarea unor probleme care sunt astăzi, de care iar s-a vorbit la forum, de dublu deficit, de deficitul bugetar, de toate astea, ele nu pot fi rezolvate doar pe seama mediului privat. Va trebui ca și administrația să dea un exemplu și acest exemplu este cunoscut de către toți dintre ei, o reformă administrativă, o reformă agențiilor de stat, o creștere a colectării și așa mai departe. Soluțiile sunt cunoscute. Trebuie un pic de voință politică, trebuie un pic de curaj și înțeles, poate un lucru pe care politicienii români nu l-au înțeles până acum, aproape niciodată, că cei care au curaj au totuși șanse electorale mai mari decât cei care n-au avut curaj. Să închidem cu această idee. Le mulțumesc invitațiilor de astăzi, Răzvan Bătucaru, partener Mazars România, Costin Borc, director al grupului SNEF pentru România și Europa Centrală și Africa, Radu Țoncu, director de marketing la Cluster Power. Ați ascultat o ediție esențială realizată chiar aici, de data aceasta, la Forumul de Afaceri Franco-Român. Eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune!